Într-un colț de cimitir s-au umplut de copil, își plângea tatăl cu jale, din mormânt ca să se scoale. Stai gropan de un minut, pe tata să-l sărut. Nu da pământ peste el, că-mi este milă de el. Ești tăicuță din mormânt, că m-ai lăsat necăjit. Doamne, Doamne, tata, înapoi, că-s mic și plin de nevoi. Ochișorii să-și deschidă, mâinile să-și ne-ntindă, să-l mai văd mergând prin casă și să mă cheme la masă, și să mă cheme la masă. Doamne, ascultă ruga mea, înviază-l pe tata, dă-l înapoi ca să mă crească, nu lăsa să putrezească, nu lăsa să putrezească. 50, 40, 30, 20, retard, 10, drive. Tot mai aproape e răpire, sau tot mai des, vești groaznici, fioroase, despre cutremure ce distrug orașă, cutremure ce ridică valuri, tsunami peste casă, și în calea lor rad tot, și distrug vieți omenești. Citirea mea din Biblie, asta seară este legată de răpire. Domnul vine să ne răspească. Semnele spun, uite-te bine, El vine. Iisus e chiar pe drum. Să încurățăm inima, să avem parte de răpire, să trăim aceste zile, toate numai în sfințire. Unii au crezut că anul 1000 va aduce sfârșitul și venirea lui Domnul Iisus. Altfel au crezut că anul 1660, dar s-au înșalat. Elipsa de soare din august de 1999 a născut din nou idei în minte unilor, la fel de ziua din 1 ianuarie 2000. Domnul Iisus ne îndeamnă să nu ne apucăm de capul, ci să vedem și să vedem. Cu cât vedem că timpul se apropie, asta putem citi la Matei 24 cu 36. Despre această zi, așa ne spune Duhul Sfânt în Scriptură și noi trebuie să așteptăm prin credință. Că asta fiecare generație încios trăiește cu speranță că Domnul Iisus Hristos va veni cât timp s-o afla ei în viață. Mă rog ca Domnul să-mi dea ochi, să vedem, să auzim și o mare putere, ca să stăm împotriva tuturor neadevărilor. Va veni curând și ziua revenire lui Hristos, că așa El ne-a primit, când a fost pe pământ jos. Ne-a spus că a venit din nou, pe nouri, de fel cum s-a anunțat. Să avem credință, să așteptăm când va veni ca împărat. Căci însă Domnul, cu un strigăt va chema, pe toți ai săi, întâi vor învia cei morți, apoi cei vii vor fi și ei. Întâmpinând pe Domnul, slavă!
Thank you.